Când am simțit prima dată asta? Grea întrebare. Oh, wow. Oh, Doamne, chiar nu m-a ales persoana potrivită. Mă matur. Și ce să zic, eram de 30 de ani. Este ok? Am ieșit bine? Păi deja sunt matur, ce sunt. Și când ați simțit asta pentru prima oară? Acum, la bătrânețe. Cam așa asta am problemele. Trebuie să iau o decizie foarte importantă pentru viața mea. Ce unitate de învățământ superior să urmez? Și ce ați ales? Automatic. Și ați terminat facultatea? Din păcate nu. Din păcate nu. Când? La 13. De ce? Că am început să lucrez. Nevoie. Cred că atunci când am ajuns la facultate din provincie și am luat viața în piept, ca adică așa, pe picioarele mele. Cred că primul contact pe care l-am avut cu realitatea, după ce am terminat liceu, când m-am mutat pe cont propriu, am avut primul meu job într-un club și mi-am dat seama că banul nu se face atât de ușor, chiar dacă era într-o țară străină. Ai mei nu mai puteau să mă suporte financiar, ca să spun așa. Da, cred că cam atunci am început să simt prima oară cum e să fii adult, în adevăratul sens al cuvântului. Probabil când am primit primul salariu, am banii mei. Da, asta e. Primele facturi, alea sunt. Când am acasă, și trebuie să plătesc credit și impozit la ea. Când ai simțit pentru prima oară că ai devenit un om matur? Mai ales după barbă. Când am făcut creditul pentru casă. Și când n-am mai primit pachet de acasă. La 22 de ani m-am căsătorit și am plecat cu soțul meu într-o țară îndepărtată, în Emiratele Arabe Unite. Și acolo ne-am găsit noi doi într-un apartament singur și fără prieteni și ne-am dat seama că this is it, ăștia suntem, ne-am făcut mari și trebuie cumva să ne descurcăm pe cont propriu. Am plecat acolo cu munca, am stat un an de zile, nu mi-a plăcut, nu m-am integrat cu oamenii de acolo, m-am reîntors în București și simt că evoluez. După 30, când am luat, a trebuit să plec și pe afară, să muncesc pentru familie. Deci când am avut un copil, a trebuit să fiu în stare să... Pentru prima oară, la vârsta de 40 de ani, chiar am simțit că m-am maturizat complet și a trebuit să iau de la capăt, cu viața, cu tot. So sick of love songs, so sad and slow. So why can't I turn on the radio? Why can't I turn on the radio? Un om matur? Sincer, când am înțeles că vreau să fac muzică, pentru că eu nu sunt de fapt din România, sunt din Chișinău. Și am venit aici să fac facultate, de fapt. Am făcut Politehnică și am înțeles că nu e pentru mine. Și când am început să cânt aici, pe stradă, cântez de 10 ani, de fapt. Și am început să cânt aici și am înțeles că e fix ce trebuie pentru viața mea. Și atunci am înțeles că am devenit matur. Sincer, când am devenit mamă, la 26 de ani. După ce am făcut armata, să zic 21-22 de ani. Altă întrebare. Ce vreți voi să vorbim? Am prins minte de la etatea de fă 27 de ani. La vârsta de 30 de ani. Cum? La aproape 50 de ani. La o vârstă de 50 ceva de ani. Exact de la vârsta de 18 ani. De angajat, m-am angajat de la 14-15 ani pe șantier. Am fost ucenic
cu 10 ani înainte, pe timpul Ceaușescu. Am avut un maestru, m-a văzut până am învățat și meserie. Ce meserie? Digital muzaicar financiar. Când ați simțit pentru prima oară că ați devenit un om matur? Fata mea! Păi imediat ce a murit mama mea când aveam 9 ani și atunci toți cei 7 frați ne-am risipit în toată lumea, iar eu am fost luată de un frate de-al mamei, dar îi mulțumesc că m-a dat la școală, m-a dat la liceu și am crescut până la 18 ani în casa lor. Și atunci, da, devii matur. Dar a trecut un veac de atunci. E poveste grea. Cu mine trebuie să faceți un roman. Mai puneți o altă întrebare. Când ați simțit pentru prima oară că ați devenit un om matur? De la 18 ani. De ce? Am rămas 4 copii fără tată și a trebuit să punem mâna la muncă, muncă cinstită. Și la 18 ani zic, băi, mă duc în armată, mă căsătoresc, îmi formez și o familie. Mi-a fost la copii. Putea... Ce? Lili! E fata mea, cea mai mică. Am 4 copii, cel mai mare 50 și muncă la cataramă. 4 avocatul la 50, 4 la 50. Când l-am cunoscut pe Hristos. La 7 ani. Băi, nu mă simt matur nici acum și nu cred că o să mă simt niciodată matur. Îmi place să păstrez chestia aia de copilărie în mine. Dar momentul de maturitate este când începi să faci ceea ce vrei tu să faci. Când zici nu la ce nu vrei să faci. Întrebarea este, când ați simțit pentru prima oară că ați devenit un om matur? Nici acum n-am simțit. Serios. Ce frumoasă întrebare. Adevărul este că mă bucur foarte tare de câte ori mă simt încă copil. Și probabil că m-am simțit dintr-o dată bătrână atunci când copilul meu a avut probleme, când nepotul meu a avut probleme. În momentul acela m-am simțit nu matură, m-am simțit bătrână. Nu puteam să-i ajut uneori și asta a atârnat foarte greu. Păi, drept să spun, matur nu devii niciodată. Întotdeauna îți păstrezi o notă de inocență, de prostie chiar, chiar și mai târziu. Nu pot să zic că m-am maturizat de tot, nu pot să îmi dau seama când am devenit, pur și simplu. Câteodată și la ora actuală toți sunt mici. Thank you.